Bine v-am găsit, dragii mei prieteni! Astăzi vorbim despre amprenta astrală a lunii februarie 2021. Nu uitați să ascultați cele patru părți cu cele mai importante previziuni ale anului 2021, pe fiecare zodie în parte existente acum pe YouTube, ca să înțelegeți mai bine și să puteți face conexiunile mai ușor. Evenimentele astronomice și astrologice importante le găsiți tot în primele părți ale previziunilor pe 2021, așa că nu mai insist pe ele. Dar o să vă spun așa la modul general că februarie este un fel de înfruntare de energii pe semn de Taur cu cele de Vărsător. Pe 1 februarie Venus intră în Vărsător și asta înseamnă că avem cam 3 săptămâni timp să ne revizuim relațiile. Tot atunci avem o cuadratură între Soare în Vărsător și Marte în Taur, care ne dă mai mult curaj și mai multă determinare, dar și orgolii pe măsură. În prima jumătate din lună avem 5 planete care se înghesuie pe semnul Vărsătorului, adică Soarele, Mercur, Venus, Jupiter și Saturn. Această aglomerare de planete ne aduce non-conformism și aderarea la niște grupuri care ne împărtășesc valorile și dorința de progres. Apoi, la sfârșit de primă decadă de februarie, Mercur retrograd creează o tensiune în plan mental, fiind pe cuadratură cu Marte în Taur. Este o perioadă în care noi trebuie să găsim soluții care să ne asigure progresul. Apoi, în jur de 13, Mercur retrograd face conjuncție cu Venus și asta ne dă imbol spre discuții pe cercuri de socializare. Pe 14, Marte în Taur face sextil cu Neptun în Pești și asta ne aduce acțiune plină de inspirație și de flair. Apoi, pe 17, cuadratură între Saturn și Vărsător cu Uranus în Taur, ceea ce ne dă impuls spre progres. În jur de 20 avem Venus în cuadratură cu Marte și asta aduce presiuni pe relații pe motive financiare. Pe 21, Mercur își reia mersul direct și asta ne aduce percepții mai clare și mai multă libertate de mișcare în proiectele noastre. Pe 25, Venus intră în Pești și asta ne vorbește despre dragoste, sensibilitate sau empatie în relații. Tot în jurul acestei date este un trigon făcut de Marte cu Pluto și asta aduce o energie de mobilizare fantastică. Cumva să ne depășim limitele în rezolvarea celor propuse. Sigur că pentru fiecare dintre elementele astrologice amintite, pentru fiecare zodie în parte, are altă semnificație. Va fi pe câte o casă diferită și atunci va avea alt impact asupra voastră. Le voi menționa acolo unde ele sunt cu adevărat importante pentru zodia respectivă. Înainte însă de a începe prezentarea pe fiecare zodie în parte, nu uitați că pe platforma Patreon a canalului Mysteriouspedia găsiți materiale speciale, altele decât pe YouTube, fără reclame și cu doar 1 euro pe lună puteți avea acces la ele. Acolo veți găsi ritualuri antice astrologice, puteți beneficia de astrograme la prețuri speciale, astrograme medicale, sinăstrii, remedii magice și tot ce ține de interesul vostru pe aceste domenii. Haideți acum să vorbim despre amprenta astrală a lunii februarie pentru fiecare zodie în parte. Capricorn și cei cu ascendent în Capricorn. Începem luna februarie cu un Mercur încă retrograd pe casa voastră 2, casa banilor. Și vă va da oportunitatea să vă reevaluați finanțele, stima pentru propria voastră persoană, proiectele în urma cărora voi câștigați bani. Așa că anumite proiecte mai vechi legate de toate acestea vor reveni în atenția voastră. Pe 1 februarie avem planeta Venus, care se mută pe energie de Vărsător și energizează casa 2. Planurile vieții guvernate de această casă sunt banii, proprietățile, valorile, nevoile personale, atașamentul, stabilitatea, securitatea, hrana, darurile, recompensele, situația financiară, achizițiile, investițiile, talentele personale și economiile bancare. Așa că într-una din aceste zone, Venus își va aduce energia binefăcătoare, pentru că este o poziție în care Venus se simte bine, confortabil. Venus este și cheltuitoare în același timp, așa că este posibil ca voi să investiți banii în ceva folositor. O mașină, o casă,
o excursie pe care o așteptați de multă vreme. Tot pe casa 2 are acum loc un frumos stelium, adică o aglomerare de planete în aceeași casă. Și el este cu atât mai puternic dacă Soarele face parte din aceste planete. În cazul nostru, da. Pentru că vorbim despre Venus, Soare, Mercur încă retrograd, Jupiter și Saturn. Steliumul aduce o concentrare de energie fantastică pe talent, ingeniozitate, motivație, sensul unui scop. Toate planetele care alcătuiesc steliumul își unesc practic energia și acționează ca o singură forță și dau o accentuare pe atributele casei pe care o ocupă, în cazul vostru casa banilor. Această aglomerare de planete este ca un fel de invitație cosmică pentru voi ca să intrați cu încredere în mișcarea aceasta de energii pe bani și valori, să faceți ceva bun cu ea. Ce nu ați putut face lunile trecute din diverse motive și obstacole, acum este momentul, printr-o reevaluare și readaptare a situațiilor. Nimic nu vă mai poate opri acum. Trebuie să lăsați văicăreala și să treceți la treabă. Această energie frumoasă și unică va fi amplificată pe 11 februarie, când avem lună nouă la 23 de grade pe energie de vărsător. Toată materia se mișcă cu energia lunii, amintindu-ne că suntem parte din ceva mai mult mai mare, un univers infinit. Luna are o influență puternică asupra corpurilor noastre spirituale, pentru că este cel mai apropiat element astronomic de Pământ. Un mod prin care te poți conecta la energia lunii este reprezentat de ritualuri. Le aveți pe platforma Patreon de care vă spuneam la început de material. Energia mare a lunii accentuează trăsăturile vărsătorului la fiecare dintre noi. Adică originalitatea, inventivitatea, schimbarea, ritmul, viteza, dorința de cunoaștere, perspectiva, dedicarea, cooperarea. Așa că, acum, este cel mai potrivit moment să vă cunoașteți și să vă arătați intențiile de viitor către univers. Plantați-vă semințele dorințelor și scopurilor voastre de viitor și așteptați ca magia să se întâmple. Gândiți-vă ce energie minunată aveți pe casa banilor și a resurselor voastre. Pe 12. Avem intrarea în noul an chinezesc sau anul bivolului de metal, cel care simbolizează multă muncă, determinare, seriozitate, responsabilitate, dar și construirea a ceva nou pe planurile pe care le găsiți voi în casa voastră 2. Construirea asta a ceva nou face parte din moștenirea voastră, din ceva doar al vostru, dragii mei. Pe 14 februarie este ziua de Valentine's, dar mai este și conjuncția dintre Mercur încă retrograd cu Jupiter. Jupiter aduce discuții frumoase, fructuoase, decizii bune. Față de ceva ce ține din trecut și în urma căruia voi acum aveți a obține niște beneficii materiale. Pentru că planeta Jupiter își aduce puterea de expandare, de extindere și vă arată înțelepciunea ce puteți voi să o obțineți din niște învățăminte trecute. Așa că fie nu veți mai repeta greșelile trecute față de bani, fie vă schimbați strategia, fie scăpați de frica de a investi în ceea ce v-a reținut în 2020. Pe 17 februarie avem prima dispută energetică dintre Saturn în casa 2 și Uranus în casa 5, prima de acest gen pe 2021. Planeta Saturn este denumită și planeta care înflorește târziu, tocmai pentru că tot ce este atins de influența acestei planete în horoscop tinde să-și împlinească potențialul adevărat numai după ani de luptă și de maturizare. Într-un fel sau altul, atât în bine cât și în rău, efectele complete ale lui Saturn se desfășoară foarte lent. Lupta dintre cele două planete înseamnă lupta pentru libertate și în timp ea duce la o dezvoltare puternică a cunoașterii de sine, o forță în transformarea noastră ca indivizi. Există o lecție importantă aici, legată de valoarea lui Saturn în ceea ce privește modul în care blocajele pe care planeta le creează ne forțează să devenim mai puternici,
sau cel puțin să ne limpezim perspectiva. Lecțiile și transformările au legătură cu domeniile case 2, a banilor, dar și 5, care este casa sentimentelor. Acum voi veți fi puși sub tensiune în mod special de către Univers, tocmai ca să acționați, să vă mișcați și nu cumva să vă împotriviți schimbărilor ce vor veni. Această bătălie dintre cele două energii o să vă scoată din pasivitate, din fixitatea de până acum, din ideile vechi de până acum sau un sistem de valori învechit, care toate vă țineau pe loc. Voi puteți face aceste schimbări prin mult tact, precizie, organizare și simț practic. Aveți nevoie de alte metode, de alte proceduri ca să reușiți în ceea ce vă doriți. Fiți flexibil și adaptabil cu schimbarea, deoarece Universul lucrează spre binele nostru suprem. Pe 18 avem soarele care se mută pe energie de pești și aduce vitalitate și căldură în casa voastră 3, casa comunicării și a studiului. De asemenea, este o perioadă foarte bună dacă vreți să vindeți sau să cumpărați ceva scump. Pe 21, Mercur iese din retrogradare la 11 grade vărsător, pe casa voastră 2. Așa că, acum aveți drum drept în toate planurile voastre ce țin de bani și de valori. Pe 25, Venus intră în energie de pești și se întâlnește cu soarele în casa voastră 3. Aici veți avea o perioadă de comunicare frumoasă. Cuvinte speciale, unele poate de iubire, altele de mediere și contracte legale. Pe 27 februarie avem lună plină pe energie de fecioară și aduce o energie pe casa voastră 9, casa cunoașterii, a spiritualității, a valorilor morale, lecțiile ce trebuie însușite și țelurile de viitor. Luna plină este modul prin care Universul ne ajută pe fiecare în parte să manageriem schimbarea și dezvoltarea. Când este lună plină, adică este în opoziție cu soarele, apare un conflict între soare și lună, între Ying și Yang. De aceea se spune că luna plină iluminează și scoate la suprafață adevărul suprem. După cum v-am mai spus, pe lună plină se nasc mai mulți bebeluși. Somnul se înrăutățește. Păsările comunică diferit, rata criminalității crește și facem ritualuri. Ritualurile specifice le găsiți pe platforma Patreon a canalului Mysteriuspedia. Tot pe lună plină, ceva trebuie terminat, revizuit sau dus la îndeplinire. Așa că, pe domeniile ce țin de casa nouă, trebuie să faceți schimbările care se cer, adică în educație înaltă, în credință, în valori morale și spirituale, cursuri de specializare, limbi străine. Schimbările, trebuie să știți, vor ține de detalii, cele pe care le dă fecioara. Luna februarie se sfârșește cu Marea Trină de Pământ, adică luna în fecioară, Pluton, Capricorn și Marte, pe energie de Taur. Vor fi noi decizii, noi învățăminte, noi manifestări de care voi trebuie să țineți cont și va trebui să fie practice, stabile, calme și pe planul materialității voastre, a vieții voastre. Ele sunt considerate ca și oportunități de viață și de aceea voi trebuie să luați din ele cele mai avantajoase părți, cu indicația să vă mișcați încet, precaut, dar sigur, pe direcția doar înainte. Trina este de fapt un triunghi astrologic holistic care aduce noroc pe calea vieții. Cuvintele cheie acum sunt armonie și noroc în rezolvarea unor lucruri cu mai multă ușurință decât de obicei. Cam atât pentru astăzi, dragii mei. Sper ca materialul să vă fie de folos și nu uitați să vă abonați la canalul meu YouTube prin simpla apăsare a butonului roșu din dreapta jos a ecranului pentru a primi automat toate noutățile. Mă puteți contacta la adresa de e-mail afișată pe ecran și în descrierea materialului. Vă pup, vă doresc să aveți pace în suflet, alături de o minte armonioasă deschisă către cunoaștere.